O secundă, o secundă, nu-mi dai tu acțiune, fă! Lasă-mă puțin să pună motorul în mișcare, că abia am băut cafeaua. Bine ați revenit la frumoasă emisiune a lui Vadim Tudor, dragii mei. Am ales să fac această introducere în acest... Pornitește iar muzica. Care mă întrerupe, bă? Uite, la asta nu am așteptat. Scumpii mei, era o zi bună. Până acum. Dragii mei, ce mai e de zis? Ce mai e de făcut? Îl sun pe Marian să tragă mașina să mă ducă dracu acasă. Oficial le-am văzut pe toate în viața asta. O să mor. Mă duc dracului. Fiți iar gitara, hermano. Nu mai vine să mai zic ce voiam să zic. În fine, bine ați venit la emisiunea lui Vadim Tudor. Mi se zburcă. Hai, România! Marian! Hoții! Hai tu glume cu mine! Muma pădurii zici că ești! Marian! Marian! Ieși afară! Ăsta este tabloul nebuniei. O să rămâi, că nu e nicio problemă. Te potrivești de minune în tabloul ăsta al nebunii. Vezi că sunt mai nebun ca tine. Treci puțin, dezinfectează-te o secundă, că vreau să arăt mix grillul ăsta pe care l-au pregătit ăștia de la Ai Umor. Mariene, prinde-l în vodul filmării tale, te rog frumos, și pe crabul, și pe matelotul. Sunt toți din spectru maritim. Uite-l pe băiatul ăla cu ochelari. După părerea mea, așa arăta râmarul. Așa putea să arate râmarul. Deschidem această serie de interviuri de ziua de astăzi cu următorul concurent. Cum te cheamă, dragule? Mă numesc Vână Octavian Cristian. Vână? Te simți în vână? Astăzi să urci pe marea scenă de la Ai Umor, domnule. Cel mai în vână. Ești oare în cea mai bună formă? A ta? Să sperăm că da. Hai să o luăm de la început. Ce ai făcut de dimineață când te-ai trezit? Am deschis ochii. Așa? Și ce ai gândit? Cum să fac să scap de emoții? Te-au luat emoțiile, au pus mâna pe tine și au zis, vână, scoală. Și tu te-ai trezit. Ai învins emoțiile? Da, pot să spun că da. Altul monosilabic. Da, nu, pot să spun că da, sigur că da. Da, este mort pe interior. Deci a avut emoții, s-a gândit cum să oprească emoțiile și până s-a gândit el. Cum să oprească emoțiile, l-au omorât pe interior emoțiile. I-au mâncat tot interiorul, tot dedesubtul, toți rărunchii. Ce semnul asta, mă, băiatule? Dar ce ai gândit, mă, băiatule, în pauza asta? Ai consumat ceva înainte să intri în interviu, înainte să intri în studioul ăsta? Nu. S-a consumat ceva azi? Nu. Zi, dracu, ceva! Fă ceva! Îmi place să vă ascult. Îmi pare rău. Poți să te rog ceva? Da, bineînțeles. Marș dracului afară din biroul lui Vadim Tudor! Acum să mai târziu? Acum, gata. S-a terminat, să știi. Asta a fost șansa ta. Bine, mulțumesc. Dragii mei, orice ape liniștite se pot transforma într-o singură secundă în ape tulburi. La fel cum s-a întâmplat și cu ziua mea de astăzi, la fel cum se poate întâmpla și cu un an. Poate să înceapă prost și să fie bun, sau invers. Poate să fie bun și să se transforme într-unul prost. Tare curios sunt. Ce așteptări au, domnule, oamenii din echipa asta pentru anul 2022? Unde fugi? Pot, dar nu vreau. Așa spune tricoul tău. Sau pot, dar mă doare capul. Cum mai ziceți voi de când în când. Ce așteptări ai de la anul ăsta? Hai că mergem și la o plimbare, nu e nicio problemă. Mie îmi plac plimbările de mor. Sper să fie un an mult mai bun. Așa.
Zici că a fost un interviu cu un fotbalist după meci. Ce așteptări ai tu pentru acest nou an? De ce? Dar ai avut așteptări și ai fost dezamăgită? Nu, sau cum? Ție ți-a mers bine în ăștia 2 ani. Dă-i drumul de aici. Am observat că deja este a doua femeie care poartă același tricou. Sunteți 4. Sunteți sindicat? Da. Sau ce? V-ați făcut sectă. Împotriva căror lucruri lupți tu? Ce revendicați voi, bă, fetelor? Că sunteți 4 femei în echipa asta care purtați toate acest tricou cu pot, dar nu vreau. Da. Ce simbolizează el? Ce semnifică el, domnule, în mișcarea voastră? Revoluționară! Să putem, dar nu vrem. Unde sunt alelalte din secta ta? Pe acolo, prin spate. Pe acolo, pe spate, pe unde se muncește. Caută-mă și tu pe unde se muncește. Să naște o revoluție aici. Sunt 4 sâmburi. 2 dintre sâmburi i-am referat. Nu prea sunt vorbărețe. Mă duc la celelalte, că fac aici front comun împotriva ceva și vreau și eu să aflu, domnule, dacă e trădare, să o știm și noi. Foarte frumos. Frumoase piepturi. Ce pot să zic? Niște fete pieptoase. Ceilalți 2 sâmburi din mișcarea voastră n-au putut, domnule, să esențializeze mișcarea asta voastră, revoluția voastră. Revoluția? Ce înseamnă, scumpa mea? În ciuda mesajelor de pe tricou, așa, da, noi depunem un efort inimaginabil pentru această emisiune, aceste filmări. Și tu nu vrei să se termine filmările astea? Nu, normal că nu. Sunt om bătrân, băi, fatul, eu dacă mai stau aici încă 3 zile, eu mai mor odată. Zi-mi, ce simbolizează asta? Deci tu vrei să țină mai mult filmările? Da, normal că vreau. Îmi place la filmări. Deci pot, dar nu vreau. Asta este. Vreau să țină mai mult filmările. Vreau să stau mai mult la muncă. Oprește camera. Nu-i spui tu, lui Marian, să oprească camera. Numai eu îi spun. Să-mi spui, te rog frumos, dragă invitatule, de ce nu există niciun fel de dată despre tine în foile alea despre concurenți? De la ce servicii secrete ești venit, bă, băiatule, dar nu scrie nimic despre tine? Nu pot să răspund. Nu pot să răspunzi de la ce servicii secrete ești venit? Nu. Dar tu, în viața ta particulară, ce faci? Cu ce te ocupi? Care este meseria ta de paravan? De ce te gândești atât de mult? Ce dracu faci? Tragi babele de mărgele pe Monaco, ce faci? În Marseille. În Marseille? Deci ești de la francezi. Nu, nu. Fals. Român ești măcar? 25%. 25%. În rest, ce ești? Da, unde te mai tragi? Dă în ce nămoluri mai vii? Nu pot să dau foarte, nu pot să vorbesc foarte mult. Cel mai secretos concurent de la Ai Umor. Tu ești. Mister. Ești moartea interviurilor, ce pot să zic? Am foarte mulți oameni care vor să-mi facă rău, vor să mă stârpească și am nevoie de un bodyguard. Niciodată. De ce? Nu lucrez pentru oameni, oamenii lucrează pentru mine, cam așa asta treaba. Eu nu te mai întreb, băiatule, nimic. Eu sunt perplex, recunosc că nu mai am ce să-ți mai zic. Te rog frumos să te duci. Uite, domnule, că starea negativă pe care am acumulat-o astăzi s-a somatizat, domnule, în sensul în care degetul oposabil a început să mă doară, s-a blocat mușchiul ăsta de aici. Și mă doare, dar nu pot să îți povestesc. Trebuie să mă duc până sus la birou, să-mi dea Mariana crema aia mio relaxantă, să-mi dea unguentul. Mă doare din ce în ce mai rău, mă doare când calc. Când calc, mă doare degetul de la mână, dacă s-a mai văzut așa ceva. Probabil că în clipa asta descoperă nouă boală. Au! Mariana, dă-mi și mie unguentul ăla mio relaxant. Dă-l încoace. Marian, unguentul meu mio relaxant, unde e? Mă doare mâna! A dat dracu încoace la studio, imbecilul dracului! Nu mai pot folosi mâna dreaptă, o să ajungă lumea să-mi zică stângaciu!
A, da, bă, unguentul, imbecilul dracului! Mariane, în drumă spre studio, să vorbești, rog eu, mult de tot cu un avocat. Pentru că atunci când o să te văd, o să-ți dau una de o să-ți divorțeze ochii. Animalul dracului! Ce s-a întâmplat? Ce? Făceai semnul, Marian. Eu nu făceam semn. Ai ridicat mâna, te-am văzut, mă, fetițo. Dar ce, suntem la vot? Nu te supăra. Nu. Ce scrie pe fișa ta medicală? Dar spune sincer. Inaptă. Inaptă. Deci asta au spus doctorii despre tine. Asta a fost verdictul lor. Asta a fost premiza. De la premisă ce s-a întâmplat? A rămas doar pre. Că mi s-a fâlfuit mai departe. Da, măcar încearcă niște caramboluri sărăcuțe de ea, măcar își dă silința. Ce ești, bă, fatul supărat așa pe viață? Ce te supără? Cât ți-a venit, bă, fatul curentul? Da, ești așa mâhnită pe viață. Vreau că eu mă încarc de la soare. Cât ți-a venit întreținerea, bă, copilu? Nu sunt întreținută. Ai plătit vreodată o întreținere în viața ta? Eu plătesc încă polițele vieților anterioare și nu știu despre ce vorbiți, dar sunt de acord. Îți bați joc de interviu meu? A, e un interviu ăsta. Dar ce credeai că e debilo? Păi, credeam că e un monolog. De acum colo, Mariana, să le cere fișa medicală. Uite, aici la intrare să intră doar cu fișa medicală goală. Acolo sunt niște icoane. Te sperie? Nu. Icoanele. Păi ce să sperie dacă sunt goală pe dinăuntru? Nu e nimic, nu înseamnă nimic, e un lemn colorat. Cum să zic, mi se scurge viața de mine când asist la așa ceva. Dar ce probleme ai tu, mă, fată, în viață? Prin ce ai trecut, mă, fată? Ai fost ținută într-un beci? Are boală mentală. La ce ai venit, mă, fată? Aici, la Vadim Tudor, să vorbești. Vorbește un om cu tine! Un europarlamentar! Un euro? Parlamentarul? Atâta? Se vinde acum la licitație? M-a secat. M-a secat și mie că omor, mie că îi dau cu vaza asta în cap, mie că omor. Nu se poate să vii într-un interviu în halul ăsta de plâns. Te rog frumos să-ți vezi de treaba ta, dezinfectează-te de aici sau, după cum ziceai tu, teleportează-te de aici, din galaxia Întunericului de unde ai venit. Mi-a nefăcut plăcere. Da. Pot să spun că neplăcerea a fost și de partea mea. Și cam asta a fost. Pe data viitoare, atunci. Hai să procedem. Multe belele mai ai în viață. Ești amărâtă rău de tot. Dar ce s-a întâmplat, scumpa mea, și tu? Ce s-a întâmplat și cu tine? Nu știu. Ce belele ai în viață? Cât ți-a venit lumina? Cât ți-a venit întreținerea? O să mă îndepărtez puțin, pentru că eu am o stare bună astăzi. Și nu știu, mi se tot întâmplă lucruri rele. Aveam o așteptare vis-a-vis de ziua de astăzi și sunt de raia, domnule. Ce așteptări ai tu vis-a-vis de 2022? Suntem în 2022. Am înțeles. Ca să ai așteptări vis-a-vis de anul ăsta, totuși trebuie să știi în ce an ești. Măcar ancora asta să ai. Nicule, ce așteptări ai tu vis-a-vis de 2022? Un an plin de tot ce înseamnă sănătate, bucurie, orice. Deci, homeostazie, să înțeleg. Asta îți dorești tu. Frumos, maestre, dacă nu, eu acum plec. Să știi, dacă îmi vorbești urât, eu plec. Nu, scumpule, homeostazia este starea de echilibru. Gabriel, notează-te, rog frumos, cuvântul. Cuvântul ăsta nou. Băi, Marian, cuvântul zilei, homeostazie. Să apară aici, pe ecran, frumos. Homeostazie. O avem aici, dragii mei, pe albă ca zăpada. Ea acum e îmbrăcată negru că e în depresie. Care este motivul depresiei tale? A murit lupul, m-am zis. Și de-aia. Cine a murit? Lupul din pădure. A murit lupul din pădure? Da. Păi ce treabă aveai tu cu lupul din pădure? Că ai deschis cu fița roșie, bolnavă. Încurcați bazmele. De ce ești în depresie? N-am bani. Că nu ai bani? Da. Fericirea sunt bani? Da. Asta te face pe tine fericită? Da, pentru că având bani poți să-ți cumperi diverse lucruri care te fac fericită. Spre că restul ești împlinită pe toate părțile. Sunt împlinită.
Eu n-am vrut să fac nicio remarcă de genul ăsta. Dacă ai făcut-o tu, este complet treaba ta. Eu am fost informat de serviciile secrete și de oamenii de jurul meu că tu ai venit aici să-ți pierzi virginitatea. Mi-am pierdut-o pe drum acum, cu overul, cu astea, cu astea. Te-ai împiedicat unde? În taxi? Unde te-ai împiedicat? Exact. Păi și n-aveai soț? Păi soțul e la muncă, ce treabă are el cu Păi și ăla te-a luat de nevastă și tu ești în continuare virgină? El așa crede, da. Sunt Te-am prins! Nu-l minți tu pe Vadim Tudor! Vezi că am fost informat! Am servicii secrete! Am oameni! Am colonei! Am sublocotenenți! Generali! Care îmi spun toate lucrurile astea. Ești virgină, nu ai soț, nu ai nimic. V-am spus cu toată sinceritatea, nu sunt vreo falsă. Nu am nevoie de astfel de informații în emisiunea mea. Nu vreau nici măcar să am sugestii de nuditate. Dacă nu-și dă jos costumul ăla și nu e goală, eu nebunesc. Asta e emisiune despre politică. Asta este un partid, este un sediu de partid, este biroul meu. Ăsta e birou, e sediu, e centru, e tot partidului. Vrei să intri în partidul meu? În partidul ce Raniu? Ce trebuie să fac? Poftim? Ce-mi iese? Ce trebuie să fac? Ai răbdare. Ca să văd dacă ai bonitate de așa ceva, că nu te chem așa groparul la mine în partid. Să văd dacă am ce dracu să fac cu tine. Ce știi să faci? Ce să scriu, să citesc? Funcții ai mai avut? Funcții... Pe cuat? Gata, acest interviu de mare victorie i-a sfârșit aici. A căzut în cap porumbelul, care nu e alb, e și negru. Și cu sută și... Da, încearcă la aia jos acolo, la ai umor. Poate acolo o să ai mai mult umor. Tu simți parfumul ăsta? Miroase a parfum de la ieftin. Ia dă-mi cu acest să te adulmec. Vino cu acest să te miros. Nu pot să zic că sunt impresionat. E rău. Adică e rău. Ia veniți, doamnă, cu acest. Să vă miros. Nu e nimic dubios. Vreau să văd cine s-a dat cu parfumul ăsta ieftin. Dumneavoastră mirosiți a săpun. Care miroase, bă, parfum ieftin aici, bă? Nu vorbesc cu clovni. Am o fobie de clovni. O să te străpun cu camera asta dacă te apropii de mine, cu masca aia pe față. Te rog frumos să mă lași în pace. De ce? Tu cine ești cu ochelari? Cine ești, bă, fată cu ochelari de mi-a intrat mie în cadru? Însoțești un concurent? Să vezi ce te însoțesc eu pe tine, dar nu te vezi. Du-te de aici și te rog frumos să nu mai intri în cadru. Dar tu nu vezi că e o filmare? Lasă-o, măsa! Sunteți orbi, chiori? Nu vă ajută nici măcar ochelarii? Și se pare că este încărcată această cameră? Da, este un anumit fum, abur, e greoi aerul. Într-adevăr, este foarte greoi aerul. Înseamnă că vor ăștia de la serviciile secrete cu siguranță că au umplut, domnule, aerul pe aici, ne bagă pe undeva pe căile de conducte, pe undeva pe la aerisire, ne omoară ușor, ușor. Nu, eu zic că e de la fumat penurile astea. Nu fumează nimeni aici. Acum poate să fie și de la tine. Acum nu știu dacă tu emani așa o energie mai încărcată și e greu pentru mine să-i fac față. Normal că nu știi ce car duc în numerii mei, precum ducea Atlas tot globul pământesc. Așa duc eu toate lacrimile românilor, domnule. Înseamnă că ai adus prea multă suferință aici, prea multă suferință în aer. Asta nu e nimic, așa că am sacrificat tot. Am sacrificat tot pentru țara asta și aș fi în stare să o mai fac încă o dată și încă o dată și încă de 100 de ori. Îmi place foarte mult cum ești îmbrăcat. Mulțumesc. Dacă poți explica totuși sala ta. O să începem cu tricou. Eu mă refeream la salata de pe cap. Salata de pe cap. Păi ea reprezintă același lucru ce reprezintă și tricou, reprezintă un curcubeu. Asta este o pălărie de festival de muzică electronică. Și prins posturi străine pe acolo, pe la petrecerile alea? Prins și străine și, și de multidimensionale, da, și intergalactice. Și ce planetă faci de râs?
E mai mult o stea acolo, e steaua Maia. Nu-i planetă, e mai mult deci o stea. Deci tu locuiești pe o stea. Nu locuiesc, acum am locuit. Am avut o viață anterioară unde am fost acolo. Pleiade, se numește galaxia. Și tu ai stat pe o stea. Exact. Cu alți, da. Mă rog, da, ipochimeri, da. De ăștia care și ei locuiesc pe stele. Toți, am avut vieți și în alte galaxii, dimensiuni, nu am avut vieți numai pe Pământ. Deci tu ești pe relaxare, bă, băiatule. Exact, da, asta, da. Ți-e place relaxarea. Băi, poate e un semn, băi, frate, că am început să mă înțeleg cu extraterestri mai bine decât cu oamenii, frate. Cum ar trebui să mă calmez? Că a fost o zi grea. Da, sunt mai multe tehnici de calmare. Una este respirația adâncă. Când respirăm, o respirație completă. Vezi că ți se umflă burta. Păi da, că acolo trag aer. Îmi cer scuze. Nu știu de ce voi ia surul când vorbesc cu tine. Îmi cer scuze, îmi de scuze. Atunci când căscați e tot o formă de relaxare. Corpul eliberează deci tensiune. Deci corpul și-o cere. Își cere relaxarea. Are nevoie de relaxare, da. Nu-i dau corpului meu relaxarea. Nu-mi spune corpul mie când să mă relaxez. Mintea mă ghitează pe mine. Aș mai vorbi cu tine despre natură și despre alte creaturi, da, fantasmagorice și despre alte planete. Da. Numai că acum tu mai ai treabă pe planeta asta, dar nu aici, în această cameră. Și în același timp și eu mai am treabă pe planeta asta, dar în camera asta. Da. Eu trebuie să mă duc să vorbesc cu ei, să mă mai întârzi o leacă ca să-mi revin cu respirația. Asta îmi pare rău că te-am violentat. Mulțumesc pentru și primire. Și eu îți mulțumesc că... Și vă doresc mult succes în continuare în tot ceea ce faceți. Și la fel și ne vom revedea cu siguranță într-o altă viață. Dragii mei, dacă anul 536 a fost cel mai prost an pentru omenire, așa a fost ziua de astăzi, cea mai prostă zi pentru mine, domnule. Singura parte bună pe care aș putea să o storc este doar faptul că în sfârșit s-a terminat și că pot să-mi iau la revedere de la dumneavoastră. Îmi iau la revedere până data viitoare, bineînțeles. Vă mulțumesc că ați urmărit emisiunea lui Vadim Tudor. La revedere!